Povestea se numește Sacul cu mere. Merge iepurele cu un sac în pădure să caute hrib și fructe pentru iepurașii lui. Dar ca în ciudă nu găsi nici ciuperci, nici hrib, nici fructe. Când odată, în mijlocul câmpiei verzi, văzu un măr sălbatic plin de mere rumene în el și sub el. După ce se gândi ce să facă, a deschis sacul și a început să culeagă până ce l-a umplut cu mere. O cioară zbură pe creangă și începu să strige: "Cra, cra, nerușinare! Nu ai mai lăsat niciun măr pentru cei care vor mai poposi pe aici." "În zadar strigi," spuse iepurele. "Aici sunt mere pentru o pădure întreagă, dar acasă iepurașii mei sunt flămânzi." A luat iepurele sacul plin cu mere, sacul însă era prea greu, nu-l putea ridica. Cu mare greutate l-a cărat iepurele pe cărarea îngustă din pădure. Și deodată capul îi se lovi de ceva moale, ridică iepurele capul și vedea înaintea lui un urs. "Ce ai tu în sac?" întrebă ursul. Iepurele își veni în fire, a deschis sacul și îi spuse: "Iată, mere, servește-te, Moș Martine." Ursul încercă un măr. "Se face răcoare," a zis ursul. "Luă cât o sacoșă de mere." Și plecă în drumul lui. Iepurele o porni și el spre casă. Merge iepurele prin pădure și din toate părțile fug către el veveritele și îi spun în cor: "Dragă iepurașule, dă-ne și nouă câteva mere." Ce putea face iepurele? A fost nevoit din nou să deschidă sacul. În drum spre casă, iepurele se întâlni cu un mai vechi prieten al său, ariciul. "Încotro te duci, cap țepos?" întrebă iepurele. "Nu vezi? Mă duc după ciuperci să adun hrib, dar nu văd nicăieri. Coșul mi-e gol. Ia mai bine mere de la mine." "Ia, nu te sfii, că am multe mere." Și ariciul lua un coș plin cu mere. Trecu iepurele printr-o poiană unde era o capră cu iezii săi, care se jucau. Iepurele le-a dat și lor din mere câte le-a trebuit și s-a așezat pe ea să se odihnească. Când deodată: "Mulțumesc, iepurașule," a spus cârtița, dispărut cu merele sub pământ. Acasă iepurele era de mult așteptat și ca să scurteze timpul, mama le spune iepurașilor flămânzi o poveste. Dar iată, cineva bătu la ușă. Ușa s-a deschis în prag și au apărut veveritele cu brațele pline de nuci. "Iată, mama ne-a rugat să vi le aducem dumneavoastră," au îngânat veverițele și au fugit. "Binunat!" șopti iepuraica. A sosit ariciul cu un coș plin de hrib. "Stăpânul este acasă?" întrebă pe iepuraică. "Nu, nu este." "Cum s-a făcut dimineața, a plecat și nu s-a întors încă." Apoi ariciul plecă, dar coșul cu ciuperci rămase iepuraice. Veni și capra și aduse varză și o oală cu lapte. "Astea-s pentru copiii voștri," i-a spus iepuraicei și minunea a continuat. Cu lovituri ușoare s-a deschis capacul din podea și s-a arătat capul cântiței. "Aceasta-i casa iepurelui?" a întrebat cântița. "Da, noi locuim aici," a spus iepuroica. "Da,
înseamnă că am ajuns unde trebuia. S-a bucurat Crâtița și a scos de sub pământ diferite legume. Morcovi, cartofi, pătrunjel, sfeclă. Salut, iepurașilor, a strigat Crâtița și a dispărut sub pământ. În timpul ăsta, Cioara, crocănind, cra, cra, la toți le-ai dat mere, dar pe mine nici măcar cu un măr nu m-ai servit. Iepurele s-a supărat și a scuturat din sac ultimele mere. Iată, sunt cele mai bune mere, mănâncă pentru sănătatea ta. Îmi plac foarte mult merele tale, dar acum eu nu pot mânca. Cra, 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 ce ai să faci acum? Copiilor tăi flămânzi le duci un sac? S-au trezit iepurașii, ura a sosit tata. Iepurașii au fugit la ușă, în prag stătea iepurele ud luarcă. Eu nu v-am adus nimic, a șoptit el. Iepurașul meu, săracul de tine, șopti iepuroaica. Fata aima. Dar deodată o lovitură puternică zgudui casa. Este el, lupul, închideți ușa, ascundeți-vă toți, a strigat iepurele. S-au zguduit geamurile, s-au deschis încuitorile și a apărut un cam mare de urs. Iată, țineți de la mine un cadou, a mărit ursul. Mierea adevărată din flori de tei. A doua zi dimineață, toată familia iepuroilor s-au adunat la masă, iar pe masă era de toate ciuperci, nuci, sfeclă, varză, miere, ridichi, morcovi și cartofi. Doar Cioara, supărată, s-a mirat nici cum. Nu-mi pot explica cum s-a putut ca dintr-un sac gol să se adune atâtea bunătăți.